nouă zi în New York. E undeva la 6 dimineața, am venit puțin mai devreme la muncă ca să filmez episodul ăsta și da, minunat. Facebook face parte din viața milioane de oameni. Românul Cristi Dascălu a lucrat pentru această companie, dar a refuzat totuși un job permanent acolo. El a povestit cum arată o zi pentru angajații Facebook și ce se ascunde în spatele succesului acestui gigant. Fața nevăzută a Facebook-ului e poate mai surprinzătoare decât crede toată lumea. Mi se pare că în cadrul unor companii de genul intră multă seriozitate la mijloc. Și cel puțin ce am experimentat eu în echipele în care am fost, am dat de oameni foarte integri și oameni care își iau munca în serios. Și asta m-a ajutat pe mine să mă dezvolt personal în direcția asta, să devin mai responsabil cu ceea ce fac și să mă simt mai în siguranță folosind platformele lor. Și avem acest obicei. Dimineața când ne trezim sau seara înainte de culcare, deschidem pagina da, de Facebook. Și eu am obiceiul ăsta. Mă întreb, cum arată oamenii care lucrează pentru această rețea de socializare atât de cunoscută? E un om mult mai modest decât poate și-ar închipui oamenii. Adică e un om care se duce la serviciu la, nu știu, poate ora 10 dimineața sau 9-10 dimineața, pentru că nu ți se impune un program anume. Și e un om care nu te privește de sus în niciun caz. E un om care te ajută dacă ai nevoie. Tot timpul când ai nevoie de ajutor, e cineva în jurul tău care te poate ajuta sau cel puțin te redirectează către cineva care te poate ajuta. Și în același timp e o companie plăcută, adică poți să vorbești cam o grămadă de subiecte cu persoana respectivă, nu neapărat legate de programare sau domeniul de lucru, de muncă pe care el îl are. Poți să vorbești o grămadă de lucruri, sunt oameni foarte interesanți. Deci e un om întreg, să zic cumva așa. Toți oamenii care ajung acolo trec prin câteva interviuri, sunt câteva serii de interviuri. În cazul meu au fost două interviuri pe care le-am susținut și mi s-au dat câteva probleme. Pe care eu trebuia să le rezolv și în același timp cei care îmi luau mie interviu vedeau cum rezolv eu problemele și îmi puneau întrebări pe rezolvarea pe care eu o aduceam și trebuia să comunic soluția pe care o cream pe loc atunci cu ei, pentru că aici e un lucru foarte interesant, pentru că dacă eu dădeam doar soluția și nu le explicam cum am ajuns acolo, erau șanse foarte mari să mă respingă, pentru că ei caută oamenii ăștia care comunică. E foarte important să comunici în companiile de genul, pentru că până la urmă produsele lor sunt construite cu echipe de oameni și echipele care să funcționeze bine au nevoie de comunicare între oameni și dacă ești un geniu și nu comunici, e un dezavantaj pentru echipă cumva. Cum suntem percepuți noi românii de către cei de acolo? Suntem percepuți bine și aici n-aș spune doar pentru faptul că suntem români sau nu, nu există neapărat bariere de genul ăsta, dar simplu fapt că reușești să treci de interviuri îți garantează faptul că tu faci o treabă bună și atunci cel care vorbește cu tine și te vede în interiorul companiei respective are garanția asta automat și este un mare avantaj de a fi acolo, pentru că e o comunitate de oameni foarte, foarte buni. Când Bill Gates a fost în România, spunea că limba română e a treia limbă vorbită sau a doua, chiar nu mai rețin la el în firmă, evident, dar spunea următorul lucru despre român, că sunt extraordinari, foarte muncitori, creativi, dar în schimb au un lucru, nu-și asumă răspunderea, au o frică mare de a-și asuma răspunderea de proiecte. Bine, cred că lucrul ăsta e mai degrabă valabil pentru generațiile mai în vârstă, pentru că am venit din comunism, unde era o glumă, dacă ai semnat, ai încurcat-o. S-a schimbat ceva în generațiile, în generația nouă, în generația voastră, sunt mai încrezători, vă asumați proiecte, răspunderi? Eu cred că generația actuală își asumă răspunderi și își asumă proiecte. Acum, cu siguranță există diferențe, nu putem să generalizăm, să spunem, pentru toată generația, cu siguranță există și lucruri mai puțin bune în generația actuală. Nu cunosc foarte bine generația anterioară cât să îmi permit să compar așa drastic, să zic, să spun că noi, generația noastră e mai bună ca generația anterioară, dar n-aș putea spune că generația actuală nu-și asumă lucruri. Pentru mine a fost un mare avantaj că am fost pus într-un mediu care te trăgea în sus, efectiv, ei mă trăgeau în sus prin modul în care se comportau. Dacă n-aș fi avut în jurul meu această dedicare, probabil poate aș fi asimilat, dar mult mai greu, sau poate nu aș fi asimilat. Cu siguranță că prin exemplu în societate se poate impregna acest atu, să zic așa, oamenilor. Diferența între Facebook și o companie din România e că
Facebook a fost, s-a aflat în locul potrivit la momentul potrivit. Adică aici vorbim și de magnitudine și cât de mare a ajuns Facebook-ul. Se lucrează serios și în companie din România, însă ca să duci la nivelul respectiv, să crești la nivelul respectiv, ai nevoie de mai multe lucruri și ai nevoie și de un ecosistem bun în jurul tău, ai nevoie și de talent. Facebook s-a aflat în Silicon Valley când a pornit la fel și Google și acolo e un epicentru din ăsta pentru mediul de startup. Există mult talent, există mulți bani investiți acolo și toți factorii ăștia contribuie la succesul ăsta mare pe care companiile l-au. Factori care nu se regăsiți neapărat în România. Nu spun că aici nu există talent și nu există bani, însă cu siguranță nu se compară cu cei acolo. Te-ai simțit vreun moment dezavantajat atunci când ai intrat pentru prima dată la Facebook sau la Google? S-a întâmplat lucrul acesta și e un lucru pe care foarte mulți oameni îl întâmpină când intră într-o companie de top. Problema e că atunci când mergi de pe băncile facultății să lucrezi într-o companie de genul, ești înconjurat brusc dintr-o dată cu oameni foarte, foarte, foarte deștepți în jurul tău și poate ajungi și te întrebi că, bă, locul meu nu e aici sau poate am trecut interviurile prea ușor și poate nu sunt făcut, poate e sindromul ăsta care se numește sindrom al impostorului. Și e ceva normal, e ceva care nu e neapărat ușor de trecut, dar cu multă muncă și cu ajutorul colegilor mei am reușit să trec peste această problemă care a durat câteva săptămâni, să zicem, iar apoi totul a intrat în linie dreaptă de acolo. Companiile de genul pun accentul pe calitate. Tu trebuie să-ți faci treaba acolo. Te duci acolo și trebuie să-ți faci treaba și îți oferă libertatea să alegi tu cum îți faci treaba. Nu ți impun un program anume, nu ți impun o anumită rigorozitate în ceea ce trebuie să faci. Tu doar trebuie să-ți faci treaba și e suficient de matur. Se pleacă la premisa că e suficient de matur ca tu să-ți îndeplinești task-urile pe care le ai. Și atunci poți să te duci când vrei la birou, poți să te duci la 12 ziua să pleci la 10 seara, poți să te duci la poți să lucrezi noaptea de acasă dacă vrei, ai și opțiunea asta, cât timp nu încurci colegii tăi. Mai sunt ședințe în timpul zilei, mai sunt ședințe în care colegii tăi trebuie să învețe de la tine și atunci tu trebuie să fii acolo ca să-i ajuți și pe ei. Ai lucrat în birouri din Europa, ai lucrat în California și în New York. Da. Există o diferență de mentalitate în cadrul aceleiași companii, mă refer. Mi s-a părut cel puțin că în Elveția lumea era mai apropiat așa în Europa, să zicem, mai prietenoasă, să zic așa, pe când în America am rămas cumva cu impresia că fiecare e mai mult pentru el. Sigur, asta e o părere, s-ar putea să fie foarte subiectivă, pentru că depinde mult și de echipa în care nimerești și de locația în care ești, dar cam asta am observat eu. Ce am mai observat în America, mi s-a părut că e o cultură mult mai... mi s-a părut că ei respectă mult mai mult munca. Și aici fac mai degrabă o comparație cu România decât cu Elveția. Mi s-a părut că ei acordă o atenție mult mai sporită muncii și respectă mult mai mult munca pe care un om o depune, fie că omul acela muncește în IT sau muncește într-un job necalificat, să zicem. Cum vezi Facebook-ul și Instagram peste 10 ani, de exemplu? Se va metamorfoza cumva ecosistemul ăsta cu siguranță, pentru că o să apară noi tehnologii, o să apară noi oportunități, noi modalități prin care noi vom comunica și atunci automat... Când crezi că va muri cu adevărat? Nu știu dacă va muri cu adevărat, adică poate nu o să mai fie în forma asta în care știm astăzi, poate nu o să mai fie Facebook, poate o să apară altă companie, dar modul în care comunicăm eu cred că se va schimba în timp și o să avem alte platforme mai mult sau mai puțin palpabile prin care vom comunica între noi.